Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Sandu Scobioala și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Ministerul Sănătății a definitivat proiectul reformei spitalicești, o reformă așteptată și discutată inclusiv la nivel guvernamental. Autoritățile din sănătate spun că în prezent banii sunt cheltuiți pe întreținerea blocurilor de spital și mai puțin pe sănătatea oamenilor. Iar această problemă dureroasă stagnează întreg sistemul de sănătate. Ce soluții propune Ministerul Sănătății pentru a scăpa de cheltuieli iraționale în sectorul serviciilor spitalicești, aflăm în ediția de astăzi. În următorii 7 ani, în Republica Moldova, vor exista doar 19 spitale importante, în comparație cu cele 71 care activează în prezent. Celelalte 52 vor fi transformate în secții consultative. Ideile ambițioase fac parte din reforma spitalicească propusă de Ministerul Sănătății. Funcționarii susțin că reforma este vitală, întrucât în prezent banii sunt cheltuiți pe întreținerea blocurilor de spital și mai puțin pe sănătatea oamenilor. Suntem la același nivel ca și în anii 1980. Nu poate un chirurg care operează odată pe săptămână sau primește o naștere pe săptămână, să spunem că este permanent disponibil și este un cadru bine calificat. Spitale cu infrastructură sovietică, rânduri enorme la internare, condiții nesatisfăcătoare, lipsa tehnologiilor avansate, medici necalificați și salarii mici. Acestea sunt cele mai grave probleme constatate, iar autoritățile recunosc faptul că nu există nicio dinamică în sistemul de sănătate. Avem 11 spitale care nu ating nici nivelul de 300 de nașteri pe an, ce ar însemna nici o naștere pe săptămână, stimați colegi. Dar situația se agravează din an în an. În 2015, numai 5 spitale nu se încadrau în 300 de nașteri. Actual avem 11 spitale și vă asigur că în anul 2017 vedeți spitale care sunt în zona de risc, cu galben, la fel va scădea nivelul de nașteri. Totodată este cunoscut faptul că o maternitate devine cost-eficientă dintr-un punct de vedere, dar și permite menținerea abilităților medicilor de la 1000 de nașteri și în sus. Astfel de maternități avem doar 4 în țară, Ceadărlungă, Ungheni, Cahul și Orhei. Noi suntem în pragul unei scăderi demografice în anii viitori. După ultimele studii, în anul 2025, populația Republicii Moldova este planificată de a fi de 2.100.000 de cetățeni. Asta ar însemna că numărul de nașteri inevitabil vor scade din an în an. De exemplu, anul trecut la spitalul din Taraclia s-au născut 41 de copii, 127 în cel din Basarabeasca și puțin peste 200 de copii au venit pe lume la instituțiile medicale din Ocnița, Briceni și Șoldănești. Chiar dacă medicii din aceste spitale prestează rar servicii, instituția are nevoie de sute de mii de lei anual. Nu este pentru nimeni dintre dumneavoastră un secret că astăzi capacitatea spitalelor din Republica Moldova nu corespunde nici necesităților de calitate, nici așteptărilor pe care le au pacienții noștri. După anii 90, împreună cu reformarea întregului stat, ar fi trebuit să urmeze și o reformare profundă a sectorului spitalicesc, care, din păcate, a avut loc doar fragmentat pe etape. Astăzi suntem în situația când avem 71 de instituții care prestează instituții publice, pe lângă cele private, care prestează servicii de tip spitalicesc. Totodată constatăm că un număr excesiv de paturi la populația actuală generează cheltuieli iraționale în acest sector. Noi suntem în situația când 50% din resursele financiare pe care le are disponibil sistemul de sănătate merg pentru întreținerea sectorului spitalicesc, care, din păcate, nu este productiv. Mai exact, în acest an vor fi cheltuite 3 miliarde de lei pentru întreținerea clădirilor. În urma reformei ar putea să apară 4 spitale centrale la Chișinău și Bălți, și anume Spitalul Central Mama și Copilul, Spitalul Central de Urgență, Spitalul Central Polivalent și Spitalul Central Bălți. De exemplu, Spitalul Clinic Republican, Centrul Republican de Diagnostic Medical, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Institutul de Cardiologie și cel Oncologic vor deveni un întreg numit Spitalul Central Polivalent. În viitor se propune construirea și dotarea unui edificiu unic pentru această instituție medicală. Spitalul Central Bălți va fi fondat prin comasarea celor din raioanele Drochia, Fălești, Glodeni, Râșcani și Sângerei. În plus, la Chișinău va apărea Spitalul Central de Urgență, care va include Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic de Ortopedie și Traumatologie și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă. O bună parte din paturile din Spitalul de Traumatologie și Ortopedie vor fi transferate în Institutul de Medicină Urgentă. Aș menține acolo o reabilitare acută pentru pacienții pe care noi îi operăm în cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Vreau să vă spun că noi facem anual
peste 3.000 de intervenții chirurgicale foarte mari, cum sunt endoprotezările de genunchi, endoprotezările de șold, intervențiile neurochirurgicale mari. Acești pacienți, după faza acută, au nevoie de reabilitare. Nici o persoană din aceste instituții medicale nu vor fi disponibilizate. Adică toți vor fi încadrați în câmpul muncii. Fiindcă noi și acum avem nevoie de personal medical. La momentul dat avem nevoie de personal medical. Evident că noi vom face tot posibilul ca nicio persoană să nu sufere din punct de vedere material în rezultatul acestei reforme. Ministerul Sănătății va înființa alte 11 spitale regionale, dintre care 8 în nordul, centrul și sudul țării, iar 3 la Chișinău. Cel mult 300.000 de locuitori vor beneficia de asistență medicală la un spital regional. De exemplu, Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime va absorbi actualele spitale raionale din Strășeni și Criuleni, iar Spitalul Clinic Municipal numărul 1 pe cele din Ialoveni și Aneni Noi. Asistența specializată de ambulator vă rămâne pe lângă spitalele este raionale. Ei vor presta servicii de ambulator. Noi vorbim despre servicii spitalicești, acolo unde este o urgență. De exemplu, în raionul Criuleni este o problemă acută la un pacient. Dânsul său cheamă ambulanța și ambulanța nu-l transportă în Criuleni, dar ambulanța îl transportă la spitalul Sfânta Treime. Dar dacă este un pacient care are o problemă nu atât de urgentă, să adresează iarăși în asistența specializată de ambulator care rămâne pe lângă fostul spital raional Criuleni, unde specialiștii decid sau primește tratament în condiții de domiciliu sau este necesar de bilet de trimitere și dânsul se deplasează în municipiul Chișinău. La Chișinău va activa și singurul spital regional pentru copii, care va fi instituit prin comasarea Spitalului Clinic Municipal pentru Copii numărul 1, Spitalul Clinic Municipal Valentin Ignatenko și Spitalul de Boli Infecțioasă pentru Copii. Vor apărea în Republica Moldova și 3 spitale specializate, Spitalul Clinic de Psihiatrie și Narcologie, Institutul de Ftizio-Pneumologie și Spitalul Republican pentru îngrijiri cronice. Acestea vor fi create prin comasarea altor 9 instituții de profil. Reforma este motivată și de faptul că în țara noastră durata medie de spitalizare înregistrată este mult peste cea din țările europene. În 2014 aceasta a fost de 9 zile, în timp ce în Bulgaria doar 5 zile și jumătate, iar în Polonia, Slovenia și Estonia aproximativ o săptămână. Reforma a fost inițiată pe 1 iulie și va dura 7 ani. Am revenit în platou, discutăm la acest subiect cu invitații din această seară. Este vorba despre viceministrul Sănătății, domnul Ole Crăciun. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Doamna Elena Palanciuc, directorul Spitalului Raional Orhei. Bună seara! Bună seara! Și domnul Octavian Grama, ex-viceministru al Sănătății, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Stimați telespectatori, vă invităm și pe dumneavoastră cei de acasă să participați la discuții. Așteptăm comentarii și întrebări pe pagina de Facebook Obiectiv Comun sau TVR Moldova, acolo unde emitem live această emisiune. Domnule viceministru, este o reformă ambițioasă, o reformă despre care se discută deja de ani buni. Vreau să ne spuneți ce a facilitat ca această reformă să fie implementată anume acum. Această reformă trebuie să fie implementată mai bine de 10 ani în Republica Moldova. Dar acum suntem în situația în care am ajuns și vedem că, de fapt, lucrurile se înrăutățesc din an în an. Din an în an, calitatea serviciilor medicale prestate de acele spitale în teritoriu scade, banii se irosesc, de fapt, într-o rețea împunătoare de spitale pe care avem acum și avem moștenită de pe timpurile Uniunii Sovietice. Nu putem concentra efortul cât financiar, atât și în resurse umane în unele spitale mai puține la număr, dar în felul în care să facem să avem aceste spitale în teritoriul Republicii Moldova. Ori acum avem medicina cât de cât performante, putem vorbi din municipiul Chișinău și ceva parțial la municipiul Bălți. Aceea ce propune Ministerul Sănătății, ca în regiuni, în teritoriu, să avem 8 spitale, acele regionale care se află în teritoriul Republicii Moldova, în felul în care să îmbunătățim accesul populației la servicii medicale complexe. Ce ar însemna dacă un pacient de la Ocnița are nevoie de servicii medicale complexe, cum ar fi endoprotezări sau este politraumatizat. Deci când are nevoie de un nivel de spital bine dotat,
Suntem în situația în care pacientul trebuie să ajungă ori la Bălți, în rare cazuri, dar cel mai des totuși ajunge în municipiul Chișinău, unde este capacitatea asta. Evident, accesul este destul de limitat, având în vedere și distanța și timpul care e necesar să ajungem. În varianta în care noi propunem, dacă vorbim de spital de raionul Ocrința, va fi instituit un spital regional cu toate capacitățile la Iedeniț, care este foarte aproape de Ocrița și se include în acela principiu de ora de aur recunoscut în toată lumea, în care pacientul trebuie să ajungă la un spital performant sau 60 de kilometri. Prin asta, de fapt, se îmbunătățește mult accesul populației din Republica Moldova la serviciile performante. De fapt, va avea loc o desconcentrare acestor serviciilor performante din municipiul Chișinău în Bălți, în alte teritorii din Republica Moldova. Totodată, acele spitale care vor deveni spitalele locale vor presta servicii reieșind din necesitățile populației. Ori asta este scopul și ideea reformei, să ajustăm structura pe care o avem la necesitățile reale a populației care sunt. Situația care o văd în urma vizitelor în toate spitalele, în acele spitale care au viitor de spitalele locale, avem supraîncărcat profilul de îngrijiri cronice, de terapeutici, care este o pondere foarte mare în rândul populației, pe de o parte, și absolut subutilizat sau neutilizat acele servicii care fac parte din platoul chirurgical. Vorbesc de chirurgie, maternitate, terapie intensivă, dat fiind faptul că numărul de pacienți care este într-un raion este insuficient pentru a avea volume suficiente pentru profilul chirurgical. Și ceea ce propunem noi, din 3-4 spitale, în funcție de regiune pe care avem, să avem un spital performant, care va deservi toată regiunea și va îmbunătăți accesul populației din întreaga regiune către acest spital și totodată să apropiem către cetățeni, spitalele locale care vor presta servicii de îngrijiri cronice, paliative, geriatrie. Ori asta este trendul în toată lumea, nu doar în Moldova și în Europa. Populația îmbătrânește. Vă mulțumesc. Domnule Grama, de ce nu s-au făcut aceste schimbări mult mai înainte? Sau e posibil ca acum să fie implementată această reformă? Deci tentative au fost mai multe. Printre primele tentative au fost anii 1997-1998, după aia 2003-2004, a mai fost o tentativă în 2007, după care în 2013, atunci când eram viceministru în cadrul Ministerului Sănătății. Eu aș vrea să spun altceva. Deci, pentru a înțelege importanța începerii acestei reforme, vreau să vă spun că trebuie să înțelegem unde ne aflăm noi astăzi, 6 iulie 2017. Ne întâlnim cu câteva fenomene și domnul viceministru a accentuat unul din ele. Unul foarte și foarte important este fenomenul migrației populației. Dacă la început eram 4.375.000 în 1989, acum eu nu știu dacă sunt 2 milioane. Doi, fenomenul migrației cadrelor medicale. De fapt, cu acest fenomen se întâlnește absolut toată lumea. Medicii din România, undeva peste 5.000 pe an, pleacă în Franța, în Germania, în alte țări din Occident. Dar din țările din Germania, din Franța, pleacă în Suedia, pleacă în Norvegia, pleacă în Danimarca și viceversa. Sau o bună parte pleacă chiar și în Statele Unite. Medicii noștri pleacă în România. Deci asta este al doilea fenomen. 3. Îmbătrânirea populației, domnul viceministru a accentuat. Deci catastrofală, deci suntem într-o situație foarte delicată în care un angajat trebuie să întrețină 3-4 pensionari. Noi mergem spre asta și atunci apare stringentă necesitatea de a reforma, de a face ceva, de a cheltui banii bugetari foarte și foarte rațional, mai ales într-un sistem foarte costisitor cum este sistemul spitalicesc. Și nu în ultimul rând, o scădere catastrofală a indicelui demografic. Dacă în 1989 în Republica Moldova anual se nășteau peste 120.000 de copii, acum nu știu dacă avem 30.000 de copii care se nasc anual. Deci erau 36.000 în 2012. Acum suntem în 2017, nu știu dacă mai avem 30.000 de copii anual.
Acum m-ați întrebat dacă nu s-a putut atunci de promovat anumite reforme. S-a putut câte ceva. Deci toți colegii noștri care au fost anterior în fruntea ministerului au promovat, au făcut multe lucruri. Bineînțeles, poate nu sunt atât de vizibile și nu au fost mediatizate, dar vreau să zic că cu noi a lucrat foarte serios organizația, Biroul Regional a Organizației Mondiale a Sănătății, foarte mulți experți de la Comisia Europeană, de la Banca Mondială, de la multe agenții de dezvoltare, pe lângă Guvernul Japoniei, agenția JICA, agenția SDC, agenția de dezvoltare pe lângă guvernul Elveției, agenția TICA, agenția de dezvoltare pe lângă guvernul Turciei și toți experții internaționali. Deci, permanent când se schimbau guvernările, ne spuneau, deci, în primul rând, ne interesează continuitate. Și de aceea noi am preluat lucruri bune de la colegii noștri anteriori și colegii noștri actuali, la fel, deci, duc mai departe anumite reforme și anumite schimbări. Dar, din câte v-am spus anterior, din fenomenele care se întâmplă în jurul nostru, dar nu numai în Republica Moldova, am zis, dar și în Europa de Est, Europa Centrală, Europa Occidentală, noi nu mai putem bate pasul pe loc. Deci, reforma trebuia făcută ieri, dacă e să zicem așa, da? Anterior m-a întrebat cineva la dezbatere publice de ce voi n-ați putut promova sau cum credeți că reforma va putea fi promovată acum. Eu cred că va putea, fiindcă nu avem dreptul, nici să stăm pe loc, nici să facem un pas înapoi. Și pentru ca lumea să ne înțeleagă pe noi, trebuie de lămurit că deci toate instituțiile medico-sanitare publice vor funcționa, se reprofilează anumite spitale, deci conform unei noi clasificări. Conducerea ministerului le-a clasificat deja spitale centrale, spitale regionale, spitale speciale, spitale locale și așa mai departe. Da, adică, vom explica și noi da, pe parcursul întregii emisiuni. Exact, doamna Palanciuc, vreau să ne spuneți dumneavoastră care sunt problemele cu care se confruntă instituția pe care dumneavoastră o conduceți. Deci, răspunsul la întrebarea de ce acum este nevoie și încercăm să modificăm ceva în asistența medicală spitalicească. Este foarte simplu și n-am spus-o noi, atunci când cei de jos nu mai vor, dar cei de sus nu pot. Vorbim de ce nu vor. Pacienții nu mai vor să mai vină și să beneficieze de serviciile prestate astăzi în spitale, dar doresc ceva nou, ceva mai performant, mai calificat. Noi nu putem. Nu putem de ce? Că, să zicem, nu avem acoperire financiară, este subfinanțare sistemului spitalicesc. De parte nu este așa, pentru că Republica Moldova este o țară deloc nu dintre cele mai bogate și ea nu poate să-și permită ca banii veniți pentru sănătatea populației într-adevăr să fie cheltuite pentru salarii neargumentați sau pentru întreținerea clădirilor. Un singur exemplu, două maternități. Vorbesc despre maternitatea din componenta spitalului pe care îl conduc și alături maternitatea din raionul Telenești. Păi, într-o diurnă, 24 de ore, un medic obstetrician ginecolog rezolvă în spitalul din Orhei, în centrul perinatal, cele mai complicate cazuri și asistă 10 nașteri în 24 de ore. Alături, colegul care poate să aibă o naștere în 24 de ore sau poate să nu aibă niciuna, salariul este același. Și atunci apare întrebarea de ce un medic care este performant prestează servicii calitative și celălalt care stă alături nu este o egalitate în achitarea salariilor. Atunci discutăm și despre altceva. Noi tot timpul spunem că nu avem acoperire, nu avem acoperire cu personal medical. Ceea ce avem noi pregătit în Republica Moldova, noi nu suntem iarăși de atât de bogați ca să-i repartizăm în fiecare raion, în fiecare localitate. De aceea noi astăzi solicităm ca să fie într-adevăr formate centrele de asistență medicală spitalicească calitativă. Și până la urmă, pacientul își alege, astăzi noi vedem, pacientul este acela care își alege asistența medicală spitalicească. Foarte mulți din cei care astăzi strigă că suntem împotrivă, rudele și ei personal nu merg în spitalele sale raionale, dar merg ori la instituțiile republicane sau la cei privat. Și atunci, care ar fi necesitatea să păstrăm clădirile și lucrătorii medicali fără a presta servicii și a cheltui ineficient banii publici. Pentru a vă continua vă discuția, domnului Graham, anume despre acele explicații, să explicăm pe un exemplu concret și să ne spuneți ce impact va avea această reformă asupra instituției pe care dumneavoastră o conduceți și care vor fi beneficiile pe termen lung.
Spitalul din Orhei a fost un spital și este un spital regional, județean și tot timpul, iarăși cei care critică sau sunt împotriva sau au argumente care nu ar fi pentru regionalizarea, nu vorbesc despre instituțiile medicale, vorbim despre servicii. Și zic, bine, pe voi nu vă afectează că rămâneți în spitalul care și l-ați avut și va deveni spital regional. Pe departe nu este așa. Astăzi medicii, noi, lucrătorii medicali, nu dorim spații frumoase, nu dorim clădiri frumoase. Noi dorim să avem prestarea serviciilor cu dispozitive medicale performante, cu banii publici care avem. Ori mâine noi ne dăm seama că nu o să fie o minune și Republica Moldova mâine va avea bani pentru a asigura ceea ce noi avem. Ce va fi la spitalul nostru? Păi, să zicem, vor fi gestionați corect banii, iarăși zic mai mult în economie, pentru că iarăși din nou, aceeași maternitate are o capacitate de 3.000 de nașteri pe an. Astăzi noi avem 1.500 de nașteri pe an. Vorbim că suntem ultimii 10 ani prima maternitate după numărul de nașteri, dar noi nu activăm la capacitatea instituției care ar trebui să activeze. Și zi de zi, cheltuind banii neargumentat, ineficient, asta ne aduce și la ceea că nu putem să facem performanță în asistența medicală spitalicească. Domnule Grăman? Eu am vrut să fiu înțeles corect. Deci noi acum suntem la etapa, eu și colegii mei din Parlament, suntem la etapa de informare. Noi acum vrem să vedem, cum va fi definitivat acest concept. Sunt anumite întrebări, cum va fi înfăptuită reforma. Pe ansamblu, în general, noi susținem începerea unei reforme în sistemul spitalicesc, dar pe mine m-ar interesa cum se va face această reformă, fiindcă câțiva ani în urmă au muncit niște experți internaționale, au făcut niște studii analizând fișele medicale din 4 spitale raionale, Spitalul Raional Briceni, Ocnița, Dondușeni și Iedeniț, și până la urmă au ajuns la concluzia că chiar și în cazuri simple, în operații simple, cum a fi, de exemplu, apendectomia, da, o apendicită, lumea nici nu venea la Iedeniț sau la Briceni sau la unul din aceste 4 spitale, nici la Bălți, chiar veneau la Chișinău. De ce? Pe mine mă interesează. În momentul în care noi vrem să facem un spital regional la Iedeniț, dar o bună parte din populație vine la Chișinău pentru servicii înalt performante, dar mai știu și altă populație care locuiește în zona Lipcanului, da? Care este mult mai departe de Briceni, mai aproape de graniță cu Ucraina, deci multă lume pleacă la Cernăuți. Au 60 de km până la Cernăuți și se adresează la spitalele private de acolo. Dar care sunt motivele pentru și care merg mai și fac o distanță atât de mare? Deci fac o distanță pentru spitalele performante, dispozitive. Nu au încredere, lipsa de specialiști, de tehnică modernă? Mai departe, deci cei din Dondușeni, o bună parte din populație, au 160 de km până la spitalul din Vinița. Deci mulți pleacă la clinici din Vinița. Și aici trebuie să vedem. În momentul în care, deci cei de la nord pleacă, care la Cernăuți, care în Vinița, cine va rămâne să muncească și ce se va întâmpla cu un viitor spital regional din Iedeniț? Același lucru putem spune și mai jos, deci Bălți, Soroca. Pentru Soroca, deci eu aș putea opta din simplu motiv că la 5 km de Soroca, vis-a-vis, în Ucraina este orașul Iampol, care are peste 35.000 populație și sunt sate foarte mari din regiunea Vinița care putea să vină la Soroca. Este vorba deja de turismul medical. Nu trebuie să plecăm noi în Turcia sau să plecăm în Moscova sau Kiev sau București în altă parte, trebuie să dezvoltăm aici pe loc. Eu cunosc un rezultat. Deci rezultatul muncii unui expert internațional pe zona nordului, astea 4. Și rezultatul arăta că lumea vine la Chișinău. Deci lumea, la început zice, toată lumea zice că e departe, sunt probleme. Eu cred că noi trebuie să punem accentul pe infrastructură, să avem drumuri bune și ambulanțe dotate cu de tot, pentru ca în etapa prespitalicească, până ajunge ambulanța la spital, să îi se acorde servicii înalt calificate. Deci aici trebuie să punem accentul pe segmentele respective. Domnule viceministru, Da, dacă îmi permiteți să intervin și eu susțin ceea ce spune domnul deputat și cu toți înțelegem că absolut este indispensabilă necesitatea schimbărilor. Totodată nu aș vrea ca reforma să fie
cumva prezentate ca o sperietoare. Noi avem experiență deja în regionalizare. Deci în Republica Moldova au fost regionalizate două servicii importante prin proiect susținut de Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare. Primul proiect a fost de regionalizare serviciul perinatologic, prin care au fost definitivate maternități din nivelul 1, din nivelul 2 și din nivelul 3, cu capacități și dotări diferite. Și asta deja lucrează în timp de mulți ani. Deja și-a uitat toată lumea cum s-a întâmplat reforma asta și este primită absolut normal. A doilea serviciu care a fost regionalizat, a fost regionalizată asistența medicală de urgență și terapie intensivă la copii. Iarăși susținut de Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare prin proiectul RIPIMOL, prin care la fel s-au regionalizat servicii. Da? Avem spitale din nivelul 1, din nivelul 2 și din nivelul 3 și zone de referință pentru fiecare spital. Și dacă vedeți scenariul pe care a fost regionalizat asistența medicală perinatologică, mai bine zis maternitățile, a să vedeți exact același desen care propunem și noi. Numai că până în prezent s-a reușit regionalizarea unor servicii. Dar acum noi vorbim de regionalizarea spitalelor. Deci cele mai importante servicii ca maternitate și terapie intensivă la copii deja au fost regionalizate. Urmează să regionalizăm și serviciul de terapie intensivă la adulți și platoul chirurgical, adică toate serviciile chirurgicale. Vreau să mă opresc și dau absolut dreptate a ceea ce a spus domnul deputat referitor la dotarea cu ambulanțe. Dotarea serviciului de asistență medicală urgență prespitalicească cu ambulanță este una din precondiții pentru realizarea reformei. Ori atâta timp cât nu ai cu ce transporta, ca și la număr, ca și dotarea, asigurarea cu medici cu aceste ambulanțe, atâta timp cât nu ai capacitatea de transportare, nu poți lichida niciun serviciu, niciun spital. Deci nu putem închide, de exemplu, maternitatea chiar la aceeași Taraclie care are 41 de nașteri pe an, atâta timp cât nu avem siguranță că orice gravidă din Taraclie va ajunge la Cahul. Și lucrul este absolut vizibil. Tot plan de activități este extins pe 7 ani de zile. Deci nu se va întâmpla peste noapte. La fel cum au fost proiecte de regionalizare unor servicii, la fel se va discuta, se va găsi soluții individuale pentru fiecare regiune și doar în momentul când să avem siguranță 100% că tot va merge bine, noi vom porni lucruri deja importante. Din alt punct de vedere, suntem conștienți că nu putem, cum și v-am spus, spitalele care avem acum în teritoriu, niciunul nu corespunde cu cerințele adecvate. Da? Deși suntem conștienți că atâta timp cât nu vom arata oamenilor un spital regional adevărat, noi nu vom avea succes și oamenii nu vor veni la acest spital apropo regional. Apropo de oameni, domnule viceministru, ce părere au cetățenii mai exact despre noul proiect care prevede aceste schimbări majore în sectorul serviciilor spitalicești? Vreau să aflăm imediat. Omul de la sat niciodată nu a mai avut acces la nimic și cu atât mai mult mai dovedește el să mai ajungă la un spital așa din departat, foarte rău s-a gândit. O situație care are două paralele. În primul rând, medicii nu doresc să activeze la sate, majoritatea lor, și este un deficit enorm de cadre. Din alt punct de vedere, populația la sate trăiește sub un nivel mizer de viață și lor le greu să deplaseze la oraș pentru la un specialist normal care ar putea să-i pui o diagnoză corectă și un tratament corect. Asta e o idee bună, poate, pentru oamenii care convenit mai mari, care au cineva grijă de deșe. Dar care copiii sunt plecați și bătrânii au rămas fără nici o îngrijire, fără nici un ban. Unii el la 70 de kilometri se duc încolo. El bani de drum n-are, nu să plătească achite toate astea. Trebuie să fie făcute în favoarea oamenilor. Dar așa cum în sate au rămas doar pensionerii, eu cred că nu-i chiar în favoarea lor. Cheltuielile sunt mari pentru a avea un centru medical în fiecare sat,
dar în satele unde au fost spitale mari, ele ar fi putut fi folosite și utilizate în favoarea celor care au rămas acolo. Că ar trebui să fie puncte medicale în toate localitățile, că toți sunt oameni care este situație de așa natură, care nu se pot deplasa în raion. Este ceva de urgență, de ce să nu aibă omul posibilitate în localitatea lui ca să-și trateze urgența de o pildă. Dacă se închide spitalele și să te duci la distanță de asta, e necaz pe noi. Și pe bătrâni și pe care nu are cine să-i ducă. Și trebuie să achiți bătrânul că se duc undeva. Pentru neputincioși e foarte urât treaba. Așadar, stimați invitați, părerile sunt diferite. Această reformă strânește un val de nemulțumiri în rândul cetățenilor. Vreau să vă întreb cu ce argumente veniți dumneavoastră în fața cetățenilor, astfel încât să vă le spuneți sau că această reformă este una binevenită și trebuie implementată acum. Orice reformă este văzută cu unele suspiciuni sau reticențe din partea populației. Bun. Dați să înțelegem foarte corect că cetățenii și pacienții noștri întotdeauna vor să aibă servicii cât mai aproape de domiciliu. De fapt, ceea ce propunem noi prin crearea spitalelor locale, totodată pentru acei care vor avea urgențe majore, cum am spus și mai sus, vom asigura transportări cu ambulanță. Deci nu vorbim în caz de necesitate unui pacient cu patologie acută să se deplaseze din sursele proprii, să caute transport sau curutieră. Totodată, pacienții întotdeauna apreciază din prim prisma unui pacient. De ce dorește un pacient? Să aibă serviciu cât mai aproape, de dorit chiar peste gard de casa lui, în acele servicii să vadă, să aprecieze condiții în mare parte, alimentație, curățenie, albituri, ceea ce nu pot, din păcate, să înțeleagă încă cetățeni, nu pot aprecia calitatea actului medical. Ori asta este atribuția pur personalului medical. Și acel pacient care dorește acum să vină într-un spital mic, care are 40 de nașteri sau 100 de intervenții pe an, e mai comod să vii la un spital la 2-3 km unde ești tu, neconștientizând faptul că în spitalul ăsta ești pus într-un risc vădit, că poate să întâmple ceva, că spitalul nu are reanimare, nu este dotat cu chirurgie și lucrurile astea se întâmplă, după care suntem nevoiți prin linia Aviasan acești pacienți cu complicații să aducem la Institutul de Medicină Urgentă. O gravidă care dorește să nască, evident că apreciază foarte mult condiții, iarăși alimentație, albituri și tot, dar nu poate înțelege un risc. Nu că nu poate, nu dorește. Nu este în sarcină și în atribuții unui pacient să înțeleagă risc din punct de vedere medical. Ori noi, ca Ministerul Sănătății, avem obligația să asigurăm calitatea actului medical și siguranța pacienților. Și ceea ce dorim să facem, iese anume din obiectivul de bază ca serviciul spitalicesc să presteze serviciile medicale de calitate și sigure pentru fiecare pacient. Până Grama, ați vrut să comentați și dumneavoastră părerile cetățenilor ce le-am auzit mai devreme? Eu mi-aduc aminte de perioada în care am fost la minister 5 ani de zile. Da? Văzând acest filmuleț derulat de dumneavoastră, am auzit un cetățean spunând că se închid spitalele. Deci deja suntem la o etapă de dezinformare. Asta înseamnă că Ministerul Sănătății și toate persoanele responsabile de această reformă trebuie să muncească în continuare, să explice populației și opiniei publice ce înseamnă reformarea sistemului spitalicesc. Mai mult ca atât, îmi aduc aminte că în perioada în care eram la Ministerul Sănătății în funcția de viceministru, într-o campanie electorală din Răunul Hâncești, populația din localitatea Cărpineni, deci s-a opus închiderii spitalului din localitate. Acum noi stăm și ne întrebăm. În raionul Hâncești, spre deosebire de alte raioane, sunt două spitale. Un spital în orașul Hâncești și un spital în localitatea, în comuna Cărpineni, care cândva, după război, a fost și centru raional. Toate argumentele duceau spre aceea că este departe până la centru raional și așa mai departe.
cu toate că Republica noastră nu este prea mare ca teritoriu, dacă vorbim geografic, da? Dar, acum am să spun lucrul ăsta, un moment cu care m-am întâlnit în perioada când eram în funcție. Deci, când se întâmpla vreun caz grav, serios, anume pentru copiii din localitate, nu știu de ce, dar toată lumea suna la Ministerul Sănătății, atât medici cât și populația, să transportăm de urgență copilul, care mai mici, care mai mari, la Centrul Mamei și Copilului, la Institutul Mamei și Copilului, permanent. Pe de o parte, doreau spital în localitate, dar pe de altă parte, toți doreau servicii de înaltă calitate, servicii performante. Aici trebuie să înțelegem și trebuie să explicăm oamenilor și oamenii trebuie să știe foarte bine că nici în secolul XIX tot erau spitale. Toma Ciorbă era în Chișinău și alte spitale în Orhei, în Soroca și în alte localități, în Bălți, în Cahul. Eu vorbesc de 1898, începutul secolului 20, și lumea nu avea transport, drumurile nu erau mai bune. Deci eu am zis, accentul trebuie pus pe infrastructură, drumuri și ambulanțe. Și cel puțin, măcar dacă am putea un spital regional să-l construim, eu aș spune din temelie și vă dau un exemplu. Am fost într-o delegație în Danemarca și i-am întrebat, am intrat într-un spital asemeni Spitalului Clinic Republican din Republica Moldova, un spital extraordinar de mare, frumos, performant. Și i-am întrebat ce mai faceți, ce servicii de înaltă performanță aveți. Zice, noi în timp apropiat vrem să demolăm acest spital. Zic, cum vreți să-l demolați dacă arată excelent? Noi vrem să-l demolăm, așa ne-au zis danezii, în 2012, vrem să-l demolăm și să vindem pământul unui agent economic, din banii câștigați, să construim la periferia orașului, Copenhaga, un spital nou. Adică concluzia, un spital nou costă mult mai ieftin să-l construiești din temelie decât să reconstruiești un spital vechi din blocuri de beton din perioada sovietică. Deci și aici putem să ajungem. Dar vedeți cum e, la noi când dai să vinzi o clădire, dai să vinzi un lot sau vrei să faci niște schimbări pentru sistemul de sănătate, ești deja învinuit că ai alte interese și așa mai departe. Acum nu este loc de interese. În joc se pune sănătatea populației și a viitorul copiilor noștri. Noi acum trebuie, indiferent de culoarea politică, trebuie să ne unim în jurul acestei reforme. Dacă cuiva nu-i place reforma, să vină cu propuneri, să vină cu păreri. Și mie multe lucruri nu-mi plac, dar am fost prezent la dezbateri publice și voi fi prezent în continuare, voi veni cu amendamente, voi veni cu propuneri și eu sunt sigur că colegii mei din fruntea ministerului le vor lua în considerație. Pentru că aducem în... Ce avem de făcut? Deci ce am auzit, ce avem de făcut noi colegii, noi medici, avem mult de lucru. Deci noi trebuie să mergem să aducem pentru fiecare cetățean să explicăm ce este asistența medicală primară, ce este asistența medicală urgentă prespitalicească, ce este asistența medicală îngrijiri cronice și ce este asistența medicală de urgență. Urgența cea care trebuie să fie la timp, calitativă și cu rezultate bune. Atunci o să ne înțeleagă populația. În planul de acțiuni pentru realizarea reformei, ultimul punct, 3.9, dacă nu greșesc, este comunicarea. Și perioada de realizare este 17-24. Deci pe toată perioada implementării reformei spitalicești, noi vom avea comunicare masivă, cât cu lucrători medicali, atât și cu populația. Adevărul este că din momentul din care noi am prezentat reforma, unele forțe politice care au alte interese și viziuni s-au opus și au început o campanie de dezinformare. Fiindcă omul care a spus că toate spitalele se închid, nu a citit conceptul ministerului și nu a ascultat prezentarea cu care a venit ministerul. Cu siguranță au auzit acele forțe despre care vorbesc, repede au preluat informația asta și faptul care a fost dovedit în aceste mici interviu. Sigur, deja este planificat și săptămâna viitoare eu voi avea 4 ședințe în zone mari. Vorbesc de nord, de sud, de Chișinău aparte și regiunea centru, acele 17 raioane. După care am să vin în fiecare regiunea care este planificată din acele 11 regiuni și vom avea discuții cu colectivele a spitalelor, cu fiecare medic, șef de secție, de comun acord vom găsi soluții sau propuneri în felul în care să putem definitiva acest concept și să venim cu un document agreat de practic toți participanți. Numai un singur exemplu am vrut să dau. Deci,
se întâmplă cu un cetățean o problemă. Are infarct miocardic sau ictus cerebral, insult în limba rusă, da? Nimerește în Spitalul Polivalent din Chișinău, secțiunea Departamentul Neurologie. Mai departe, ce se întâmplă cu pacientul după ce îi expiră? De ce este externat din spital? Mai departe, el trebuie să plece pe locul de trai și în fostul spital regional, care va fi un spital local, unde vor exista departamentul geriatriei pentru bătrâni, va exista secția, departamentul de reabilitare și recuperare. Păi în departamentul reabilitare și recuperare, pacientul trebuie să vină după ce a suferit un infarct miocardic sau un ictus cerebral sau hemoragic. El vine mai departe pe locul de trai să treacă perioada de recuperare. Iată, aici este foarte important ce se întâmplă ulterior cu pacientul după ce vine într-o instituție înalt performantă. La asta trebuie să ajungem. Echipa TVR Moldova a fost astăzi la Spitalul Clinic Republican, la secția de terapie intensivă. Și cât de așteptată este această schimbare și cum o vor influența aceste modificări activitatea secției, ne-a vorbit profesorul universitar, doctor habilitat în științe medicale, domnul Victor Cojocaru. Reforma spitalicească inițiată de autorități nu este o noutate pentru mediul medical. Secția terapie intensivă a Spitalului Clinic Republican a pregătit încă din 2013 documentele care prevăd acordarea ajutorului medical pacientului în stare critică. În viitorul apropiat va fi gata și regulamentul privind transferul bolnavului în stare critică în spitale performante. Reforma asta e foarte binevenită, fiindcă ne-a ajutat foarte mult să dirijăm, să salvăm pacientul în stare critică. Terapie intensivă. Deci terapia bolnavului critic e o coană foarte costisitoare. Necesită dotări colosale și necesită o pregătire extrem de înaltă a specialiștilor care activează în terapie intensivă. Terapia intensivă nu este un salon. Terapia intensivă este o unitate care trebuie să fie plasată foarte bine, foarte judicios, dotată la superlativ. Noi nu suntem o țară bogată, dar nici o țară bogată nu și-ar permite ca toate nivelurile de acordare a asistenței medicale să fie dotate la fel. Noi nu putem să ținem într-un spital raional, de pildă, dializa hepatică, oxigenare extracorporală, nu putem să ținem rezonanță magnetică lângă terapie intensivă în fiecare spital. De ce? Eșalonarea, amplasarea judicioasă a acestui serviciu trebuie să fie pus în capul organizării managementului sanitar. Principalul criteriu al activității spitalelor promovat de noua reformă este performanța. Aceasta implică utilajul de care dispune spitalul și profesionalismul medicilor, dar și gestionarea eficientă a resurselor. Reformele sunt binevenite, însă cu o singură condiție, să fie bine gândite și să nu fie reforme pe jumătate. Specialitatea noastră, anestezie și terapie intensivă, are doar de câștigat dacă va fi amplasarea acestor secții judicioase, dotarea respectivă să corespundă volumului de lucru și acum cu drumurile care se fac, reparația drumurilor și cu dotarea mașinilor cu terapie intensivă, cum se zic ele în popor, reanimobile și smurdul, s-ar putea problemele se de hotărât foarte ușor și cu nu atât de cositor cum se vehiculează. În prezent, Spitalul Clinic Republican are o capacitate de 70 de paturi la terapie intensivă, dar are posibilitatea să interneze și 100 de pacienți în stare critică. Asta în timp ce spitalele din raioane ar avea o capacitate de 4-6 paturi. Și mai să și în România, acum 6 ani a avut loc o reformă similară. Care au fost schimbările în urma acestei reforme? Aflăm imediat. Restructurarea sectorului spitalicesc din România a afectat 13% dintre instituțiile medicale din toată țara. După analiza impactului măsurilor luate cu privire la accesul populației la serviciile medicale, datele arată că nu au existat semnale care să atragă atenția asupra unor dezechilibre produse de implementarea acestor măsuri. Decizia din 2011 a afectat 67 de spitale, cele mai multe dintre acestea fiind din orașe și reprezentând 38% dintre instituțiile afectate. Astfel, mai mult de 2-3
din spitalele afectate sunt din rândul spitalelor orășenești și centrelor comunale, 14% fiind spitale comunale. Celelalte tipuri de spitale au reprezentat sub 10% din total. Niciun institut sau spital județean nu a fost restructurat, iar măsura nu a afectat spitalele private, militare, penitenciare sau ale casei transporturilor. De asemenea, este de remarcat faptul că niciunul dintre spitalele supuse hotărârii de guvern nu are profil de urgență. La un an după aplicarea hotărârii de guvern, activitatea spitalicească a scăzut semnificativ, aproximativ cu 10%, atât în ceea ce privește zilele de spitalizare, cât și numărul epizoadelor de spitalizare. Mai mult, specialiștii susțin că ipoteza că spitalele din județele neafectate vor fi supraîncărcate cu pacienți extrateritoriali a fost infirmată după primul an de implementare a reformei. La fel, din cele 67 de spitale din România, 21 au devenit cămine de bătrâni, 10 au fost redeschise ca și spitale, iar 7 au devenit centre multifuncționale. Vreau să vă întreb ce se va întâmpla aici în Republica Moldova pe parcursul acestei reforme. Domnule viceministru, bine, da. Noi vorbim de aceeași idee, dar alte denumiri ca și noțiuni, deci spitale pentru bătrâni, noi le numim spitale locale unde care vor avea secții de geriatrie, că este o știință de bătrâni. De fapt, suntem tot pe aceeași cale să concentrăm toate resursele în mai puține spitale, în felul în care să putem dezvolta aceste spitale regionale pe de o parte și pe de altă parte să oferim serviciile de îngrijiri cronice pentru bătrâni și paliativi mai aproape de fiecare cetățean. Statisticile care au fost prezentate în cadrul prezentării conceptului reformei spitalicesc ne arată că număr de paturi sau număr de instituții disponibile pentru bătrâni actual în Republica Moldova este același ca și în 1980. Deci noi nu am avut nicio dinamică absolut. Spre deosebire de țările europene unde se constată o permanentă creștere de astfel de spitale. Ori acum, practic, aceste spitale de bătrâni pentru boli cronice, ele lipsesc. Noi am demarat fragmentarea asistenței medicale pentru patologii acute, de cele cronice, deja ceva timp. Avem unele rezultate unde am mărit număr de paturi pentru pacienți cronici, dar mai avem foarte multe rezerve și urmează să continuăm fragmentarea asta, să reducem număr de paturi acute și să creștem număr de paturi cronice. Stimați invitați, să ne apropiem de finalul emisiunii. Vreau să ne spuneți în concluzie care ar trebui să fie următoarele acțiuni pentru ca această reformă să fie implementată corect, dar și ca cetățenii să fie mulțumiți. Doamna Palanciu, să începem cu noastră. Ce avem de făcut? Avem de făcut lucruri multe, lucruri mari, fără a afecta accesul pacienților la serviciile medicale spitalicești. Ori, pacientului, să zicem, este indiferent cum se va numi spitalul. Va fi local, regional, central, el are acces la serviciile medicale spitalicești, o tot așa cum a avut până acum. Un singur exemplu. În 2016 am divizat paturi acute, paturi cronice. Am avut 15.000 de pacienți pe an tratat și după divizare a fost același număr de pacienți tratați. Nu îl afectează pe pacient, el are nevoie de servicii medicale calitative. Ce vom face? Noi trebuie să îmbunătățim calitatea serviciilor spitalicești, trebuie să apropiem de populație serviciile calitative și vorbim și de spitalele locale și de spitalele regionale. Avem numai pentru calitatea și pentru serviciile pentru pacient. Domnule Grama. Eu am observat în filmul derulat dumneavoastră din România și dacă am fost toată lumea atenți, au zis că peste un an de zile după implementarea reformei spitalicești în România, au fost infirmate multe temeri. Deci peste un an de zile. Eu sunt sigur că și în Republica Moldova vor fi infirmate mai multe temeri. Primul, unu, noi trebuie să informăm foarte corect populația. Unu, să înțeleagă lumea. Doi, noi trebuie să comunicăm cu lumea medicală. Trei, eu zic cel puțin să începem construcția unui spital sau reconstrucția unui spital regional, să arătăm un exemplu sau un spital central sau eu știu cum zice ministerul, cum îl numește acum și bineînțeles am observat un singur lucru foarte important, dar cred că și dumneavoastră l-ați observat, când vine perioada estivală de vară în Republica Moldova revin acasă foarte mulți concetățeni care sunt căsătoriți cu familii mixte, da? Cu francezi, cu italieni și toată lumea se adresează unde? La medicina noastră.
Deci se adresează medicilor din Republica Moldova, fie cabinet stomatologic, fie ginecolog obstetrician, fie chirurg sau medic internist și așa mai departe. Cardiolog, avem un institut de cardiologie foarte, foarte serios și important la noi, neurologie este foarte bună. De aceea lumea vine și este foarte mulțumită. Noi acum vrem să clasificăm, să facem un aranjament, să punem la punct toate lucrurile și banul public din interiorul sistemului, care majoritar se cheltuie pe întreținerea sistemului spitalicesc, să-i gestionăm corect și surplusul de bani, să-i cheltuim pentru procurarea dispozitivelor și mărirea salariilor lucrătorilor medicali. Asta e. În primul rând, informare și cel puțin începerea construcției unui spital. Lumea să vadă. Să vadă pe viu ce se întâmplă și atunci lucrurile se vor schimba. Eu cred că parcursul unui an de zile vor dispărea foarte multe temeri. Domnule viceministru. Și eu sunt de părere că aceea ce poate și încearcă să împiedice reforma spitalicească este o dezinformare sau o informare incorrectă din partea unor forțe. Și noi trebuie să venim foarte explicit, să discutăm cu toate spitalele, cu toți medici, inclusiv să avem campanie de comunicare pentru pacienți, în felul în care toată lumea să înțeleagă acele beneficiile care urmează să întâmple imediat cu implementarea reformei spitalicești. Vreau chiar să ne spuneți unele dintre aceste beneficii care le vor simți într-o perioadă mult mai scurtă, nu peste 7 ani după finalizarea reformei, după cum este plănuit, dar în viitorul apropiat. Bun. Vă spun de ce. Urmează să fie asigurate cât cu cadre medicale, atât și cu dispozitive medicale, acele 11 spitale regionale vorbim, da? Care la momentul de față nu pot beneficia de investiții țintite, fiindcă suntem obligați să întreținem chirurgia și maternitatea în toate 60 de spitale pe țară. Și asta ar însemna că imediat după începerea investițiilor, dotare cu dispozitive medicale, cu medici, toată populația din regiunea anumită va simți unele beneficii, acces mai bun la serviciile medicale complexe și serviciile de îngrijiri cronice mai aproape de cetățeni. Vă mulțumesc, doamna Palanciu. Vorbeam despre beneficii scurt. Din 2010 am avut îndrăzneală să scrim că Spitalul Raional Orhei este un spital regional. Păi vreau să zic că anual din finanțările externe, noi atragem investiții de 10 de milioane. Și numai de aceea că suntem spital regional. Și numai de aceea am beneficiat de dispozitive medicale și de renovări. Ceea ce simte și pacientul și angajații. Și veți beneficia și în urma acestei reforme. Și dacă, numai decât. Eu aș vrea să adaug doar un moment important. Am oprit la acele serviciile care au fost regionalizate. Încă o dată reiterez, au fost susținute din fonduri europene, din banii din Agenția Elvețeană de Dezvoltare și Cooperare. Asta înseamnă că toți partenerii internaționali foarte clar ne arată pe care calea trebuie să dezvoltăm serviciile spitalicești în Republica Moldova. Stimați invitați, eu vă mulțumesc pentru prezență. Doamnelor și domnilor, chiar acum avem legătura directă cu Stella Danilă, prezentatoarea telejurnalului de la ora 18, care ne va spune ce vedem astăzi în telejurnal. Stella, bună seara! Bună seara, Sandu! Bună seara, doamnelor și domnilor! Zi neagră în istoria Republicii Moldova. Astăzi se împlinesc 68 de ani de la cel mai mare val de deportări din Basarabia. Puținii supraviețuitori ai calvarului represaliilor staliniste au aprins astăzi câte o lumânare și au depus flori la monumentul Trenul Durerii din Chișinău. Vă spunem mai multe la acest subiect în doar câteva minute la telejurnal. Stella, îți mulțumesc, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Mâine, la aceeași oră, vă dă întâlnirea colega mea, Dana Ciobanu, care alături de invitații săi va discuta despre festivalul Iamania. Eu vă spun la revedere, o seară frumoasă să aveți!